Scandal de proporții la un centru din capitală, unde sunt cazați imigranți ajunși la noi în țară cu valul de refugiați. Un polițist a fost atacat de un imigrant și a ajuns la Institutul de Medicină Legală. Angajații centrului din sectorul 2 sunt speriați, spun că imigranții au devenit violenți, iar angajații centrului nu sunt protejați suficient. Există informații că a avut loc și o tentativă de viol asupra unui copil afgan cazat la acel centru. Cei doi suspecți sunt acum liberi prin capitală. Corina Matnitsky vine cu mai multe informații chiar acum. Corina, bună ziua, ce ai reușit să afli? Bun găsit, tot scandalul a avut loc într-o seară, când se pare că polițistul care era aici în interior l-a surprins pe imigrantul irachian în timp ce fuma. I-a spus că e interzis acest lucru, acesta s-ar fi enervat și l-ar fi lovit pe polițist. Un alt agent a intervenit și a planat conflictul, polițistul însă imediat ce a ieșit din tură s-a dus la Institutul de Medicină Legală și și-a scos certificat, iar mai apoi a depus o plângere la secția 7 poliție. Ancheta a fost deja preluată de către parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2. Deocamdată se fac cercetări în rem pentru ultraj. Urmează ca atât cetățeanul irachian, dar și polițistul să ajungă la audiere. Ancheta însă se va desfășura mult mai greu, pentru că vorbim de un imigrant care, din ce am reușit să aflu mai devreme aici, se pare că ar fi pe străzi, așa cum spuneai și tu. De când s-a întâmplat incidentul, el nu a mai fost primit în centru și se pare că ar dormi undeva într-un parc din apropiere liber. De asemenea, am mai aflat că ar fi fost vorba și de o tentativă de viol. Un cetățean afgan a încercat să abuzeze de o copilă care este și acasă aici în centru. Polițiștii de la secția 7 au venit aici și au făcut cercetări și continuă ancheta. Vorbeam ceva mai devreme cu oamenii de aici din zonă și spun într-adevăr că unii dintre imigranți ar fi ceva mai gălăgioși seara, când la ora 22 se închid, iată, aici porțile, lucru care îi nemulțumește. Mai îmi spuneau de asemenea că aproape în fiecare seară o patrulă de polițiști sau jandarmi vin aici să facă verificări. Corina Matvin.